Bună seara, sunt Oleg Brega și vă invit să rămâneți în ora următoare cu mine, cu noi, cu colegii mei din Partidul Verde, Gabriel Ursescu din Scandinavia, un fel de comoderator, și oaspete special în seara asta, colegul nostru de pe litoral, Nelu Cosma, care, pe lângă faptul că e lider al verzilor din județul Constanța, e și antreprenor, specialist în Horeca și turism. Dânsul are și o datorie pentru emisiunea asta. La începutul pandemiei și a stării de urgență a zis că guvernul nu face nimic să ne ajute pe noi, oamenii de afaceri, și noi ziceam, iată, s-a scos ordonanță că o să vă ajute, și a zis, dar unde e documentul? Și n-am văzut documentul de atunci. Dumneavoastră l-ați văzut? În ce fel ajută? Că am auzit niște statistici din aproape 60.000 de solicitări să fie ajutați întreprinderi mici și mijlocii, vreo 60 sau nu, vreo 6.000 ci că au fost ajutați de guvern. Asta cât vine? Mai puțin de 1%? E înfiorător de puțin. Și deja s-a terminat starea de pandemie. Suntem ca și cum în relaxare trebuie să înceapă să duduie economia. Domnule Cosma, da. Bună seara! Bună seara! Bună. Vă avertizez că nu va fi o discuție banală. Vom discuta lucrurile concret, în sensul că, iată, am avut dreptate, Oleg. Vă pare că n-am avut dreptate? Ba mai mult, dacă mai pune să-ți fac o listă cu multele așteptări din partea noastră, am să subliniez încă de la început că suntem extrem de dezamăgiți dacă ținem cont măcar de un aspect. Prin excelență, un partid de dreapta, așa cum s-a recomandat a fi Partidul Național Liberal, te aștepți ca antreprenor, ca pentru prima oară în istoria României, după 30 de ani, să apară mult căutata luminiță de la capătul tunelului. Din păcate pentru noi, nici măcar o măsură, dragi prieteni, în 90 de zile, nici măcar o măsură concretă, de ajutor concret, și atenție, nu mă refer aici la ajutor bănesc legislativ. Mă refer măcar la un program concret cu etape, costuri, calendar, scris într-un fel sau altul. Și închei prima intrarea mea aducând aminte că domnul premier Orban a spus în mod repetat că începând cu 1 iunie, adică peste fix o săptămână, multe sectoare din Horeca, terase, își vor afla startul legal. Dați-mi voie să vă spun că astăzi nu există în piața legislativă românească o prevedere concretă, corectă, etape cu acest segment. Deci noi așteptăm încă o dată, așa cum am așteptat, știți foarte bine, acum vreo câteva zile, la miezul nopții. Păi, marea... nu e miezul nopții, 31 mai, aveți răbdare. Sau poate să vină legea post factum, două zile după aceea, cum s-a întâmplat. Nu avem chef de glume, lucrurile sunt dramatice. Dacă mă întreb pe mine, dacă mă întrebați pe mine, cred că manualele de economie trebuie să rescrise radical, pentru că tot ce am învățat în anii ăștia despre contabilitate, despre legislație, despre dreptul comercial este lovit de nulitate, și nu neapărat doar în România. Așa cum știți, probabil, guvernele europene se chinuie să se trezească încă ca vaștac din pumn, cum îmi place mie să spun. Totuși, dacă au fost aproape 60.000 de solicitări, există un cadru legal pentru compensarea pierderilor, a șomajului tehnic, etc., etc., nu? Că e birocrație, că durează mult, că se verifică prea mult, că sunt unii rău uvoitori și rău intenționați și e necesar să-i puricheze, e explicabil. Dar există totuși un cadru legal. Cei 6.000 care deja au primit, sau 5.800 cât se spune la televizor, cumva... Dragul meu, s-au bazat pe lege. Spus, este adevărat, dar dăm voie să-ți răspund ce în cont de realitate. Da? Deci nu de nu știu ce ziarist într-un fel sau altul, sau nu știu ce televiziune care într-un fel sau altul nu că deformează realitatea. Dar eu îți spun real, am avut două măsuri concrete. IMM Invest, care s-a născut, așa cum știți, cu întârziere, și care domnul Câțu, domnul ministru al finanțelor,
Agafato este una dintre cele mai glume pe care le-am ascultat vreodată în economia de piață mondială, nu numai din România, în sensul că, vezi, Doamne, canalul a fost atacat de nu știu ce hackeri economici care, iată, a pus ochii pe România, pe bogata României, pe marele buget al României, cred că a sesizat ironia. Domnul, vorbesc de un ministru al finanțelor în guvernul României, vine și declară public că un program guvernamental scăpat de sub control este atacat de hacker și, nu-i așa, ca urmare nu putem să aplicăm. Ce s-a întâmplat? De fapt, programul a fost atât de prost făcut, atât de prost conceput, încât imediat după primele minute a clacat. Adevărul recunoscut târziu de același domn ministru de finanțe este că acest program nu s-a ridicat la nivelul anului 2020, dacă vorbim despre IMM-IDE, dacă vorbim despre cei 75%, dragul meu, dacă îmi ziceți că programul a clacat, vă referiți la documentul, la lege sau la soft, că a picat site-ul, am înțeles că. Dragul meu, legea, vrei să o luăm pe scurtătură și este bine ca tinerii să fie informați, românii plecați afară să fie informați corect de noi, cei care nu avem niciun fel de parti pli, nu suntem subiectivi, eu vreau doar să spun că din start, programul este de fapt o intermediere între mine, agent economic, și o instituție bancară. Unde ți se pare ție că este marea rezolvare a economiei, a colapsului economic în care se zbate România? Deci guvernul României a făcut un site. Eu am fost de la început împotriva acestei șmecherii. De ce? Pentru că acești domni, oameni politici prin excelență, își arogă într-un fel sau altul merite și atunci când nu este cazul. Și am să-ți explic de ce. Pentru că eu am 410 societăți în negocieri cu diferite bănci din România. Dragul meu, îți spune ceva cuvințul nebancabil. Majoritatea celor care merg acolo se încadrează în cercetările bancare care nu diferă absolut deloc de timpul an de pandemie, anterior pandemie. Nebancabil înseamnă să n-ai un istoric fiscal sănătos, să nu cumva să fii greșit vreo oră, să nu-ți plătești la data fixă toate impozite, sau mai departe, unul dintre asociații societății și avea vreodată în istoria recentă vreo problemă de întârziere cu statul român. Pe cale de consecință, guvernul de dreapta a fost de fapt un administrator de site, mai pe românește spus, pentru că te plice mai bine ca mine la asta, și nu are nici un fel de aport. Băncile decid dacă o societate se încadrează. Din păcate, marea majoritate a societăților nu se încadrează și atunci când vei crede cuvință, vom discuta și de cea de-a doua măsură, mult înghițatul 75% șomaș tehnic, care de fapt este 50% și îți pot calcula cu carioca în 3 secunde că ceea ce spun eu este real și concret. Păi dacă n-aveți flip chart, sper că nu o să scrieți pe perete, arată așa bine. Că Dragnea a desenat pe flipchart. Gabi, ne-ai bruiat până acum, înțeleg că vrei să spui ceva. Ce ai tot butonat acolo? Păi clar, deja ați intrat în direct, în clinch, nu mai... Ai uitat că vorbești cu Nelu Cosma? Da, ați trecut peste prezentări. Eu vreau să fac datoria mea de co-gazdă și să intrat direct în clinch. E bine, pentru cine nu îl cunoaște pe Nelu Cosma, domnul Nelu Cosma este antreprenor, are un birou de mediere, dacă mă înțeles, birou de autorizări pe parte antreprenorială și are o experiență, așa cum s-a și văzut, în partea asta de turism, înființări, firme, etc., etc. În plus, ai scris, Nelu, una sau două cărți, dacă nu mă înșel. Da, am două cărți despre autorizare și control la agenții economici. Nu fac laudatio, însă ultima ispravă, ca să spun așa, pozitivă, cu care îmi place să mă laud, este autorizarea unui centru medical de urgență în cadrul unei primării vecine cu municipiul Constanța. Nu vorbim doar despre Horeca. Din Horeca vorbesc, ca să spunem așa, din pragmatism și sunt foarte bucuros. Într-o seară, dacă sunteți dispuși, am să vă citesc niște economici, pagini scrise de mine acum 8 ani de zile, care sunt de fapt cerințele OMS astăzi pentru măsurile anti-COVID. Sunt mândru de asta și le putem discuta.
Bravo, bravo. Trebuie să știți, dragilor, și înainte de asta, rog frumos să distribuiți, fiindcă este vorba despre educație antreprenorială atât de necesară în România, fiindcă sunt români din diaspora care vor să facă afaceri, români care vor să facă afaceri și din cauza că nu cunosc anumite reguli, anumite detalii legate de înființarea firmelor și derularea lor, au mari, mari probleme. Și eu cred că Nelu Cosmo și-a găsit partidul potrivit ca să-și pună în valoare cunoștințele și noi încercăm la Verzi să aducem oameni de calitate, oameni care vor să facă lucruri concrete și Nelu, bine că ai venit și sperăm să continuăm în mai departe. Nelu, cum rezolvăm situația aceasta? Cum mai ales pe parte vine sezonul estival și nu știm ce facem cu restaurantele, cu plajele, cu relația dintre stat și antreprenori? Cum vezi tu rezolvarea? Dacă vorbim despre România, parte integrantă din un mal generos de nisip la malul mării, pot să spun că se lucrează la un proiect România, Grecia, Bulgaria și Serbia. Bineînțeles, țara care întârzi să dea răspuns este Ghici. Ghici? România. Nu știu cum facem noi, de mereu întârziem câte o chestie de asta. Ne-am învățat într-un fel sau altul să compensăm greșelile după o zi pe alta. Litoralul Mării Negre, eu știți sau nu știți, pentru a nu știam că o să vină nebunia asta. Eu anul trecut am făcut pe jos, atenție, pe jos, la picior, cei 244 de kilometri de plaje, de segment, de litoral, de la Vama Veche, graniță cu Bulgarii, până la Ucraina, pe jos. Singurii kilometri pe care n-am putut să-i fac au fost vreo 4 kilometri în cap, pentru că erau unități militare și nu îmi dădea voie să intru. De ce am făcut asta? Pentru că vreau să știu întotdeauna despre ce vorbesc și pentru că, atenție, am vrut să slăbesc. Da, auzisem că guvernul României cu guvernul Bulgariei și cu al Serbiei parcă s-au înțeles să relaxeze condițiile de călătorie pentru eventualii turiști, la fel cum au făcut tot cele trei țări baltice, de exemplu, sau cum o face chiar de azi o parte din Europa Occidentală. Nu e așa că e un pas bun pentru începutul turismului? Să vină grecii la noi, să mergem noi la Bulgari. Da, este spectaculos să-mi spui. Eu sunt foarte supărat, sunt foarte, foarte supărat. Gabi, care este mai aproape de mine, noi ne urmărim unul pe celălalt în sensul de a ne cunoaște mai bine și de a construi împreună lucruri care încet, ușor, ușor se vor naște. Hai să spun care este marea mea durere. De vreo o lună încoace, de vreo 3 săptămâni mai precis, pe toate posturile naționale apar într-un fel sau altul mesaje, publicitate neconvențională, așa cum o numesc eu. Imaginează-ți că Grecia este mai prezentă cu mult la Mamaia în toate programele de știri și asta poate vă spune ceva. Despre bulgari, nu ce să mai vorbim, îi lăudăm de parcă... Eu cred cu tărie că PIB-ul alimentat de turiștii din România pentru Bulgaria este unul spectaculos. Dragii mei, hai să dăm cărțile pe față. În economie, ați auzit sau nu ați auzit, s-a declarat sau nu s-a declarat, suntem în război, așa cum a spus domnul președinte Iohannis, însă într-un război economic. Trebuie să recunoaștem asta, fiecare turist este extrem de important. Țara care va reuși să fure startul în turism este țara câștigătoare. Criza este atât de mare și atât de importantă, pentru că trebuie să știți cu toții, probabil că ați simțit, este cea mai spectaculoasă criză din istoria omenirii, nedeclarată. Atenție, criza este gata să se nască, veți vedea că se va întâmpla. Numai în România sunt 3 milioane de suflete care nu sunt prinse în niciun fel de tabelă, niciun fel de program guvernamental. Sunt românii care vin de pe lângă voi și este o mare nebunie să credem că frăția asta va fi una cinstită. Dar ar Dumnezeu să... Ce facem? Cadrilaterul? Ce facem? Refacem piețele sovietice de economie? Eu n-am nimic împotrivă. Însă, dacă barterul ar fi unul cinstit, am luat un calcul că România are un specific
împământenit deja de vreo 10 ani. Se numește turismul de weekend. Da? Să ne înțelegem. Nu ne putem compara cu niciuna dintre țările concurente, așa cum nici ele nu se pot compara cu noi. Eu am pornit de săptămâna trecută pe cont propriu, atenție, în ciuda faptului că aproape fiecare stațiune se percep sume fabuloase, fabuloase, dincolo de 1000 de euro de la fiecare agent economic care are activitate pe plaje, se numește taxa de promovare și s-au deșteptat băieții din administrație, au scris și dezvoltare ca să poată să ia bănuți de acolo, iar eu am cerut edilor să-mi arate și mie un singur OP, un singur filmuleț în care se promovează real turismul românesc, cu bune și cu rele, să ne înțelegem. Am fost foarte înjurat când mi-am permis să o iau pe cont propriu. Chiar astăzi am făcut o filmare și am promovat un fapt spectaculos despre care nu vorbește nimeni. Tot litoralul Mării Negre, prin fiecare stațiune, trece E87, adică noi de la Vama Veche și până la Vadu avem autostradă din stațiune în stațiune cu 4 benzi. Absolut ca în palmă. Adică de la București plătești 2 euro, hai du-te în Grecia, că am fost anul trecut, mă scuzați, plecat așa, și am, dacă vreți, o comparație matematică care s-ar putea să vă dea de gândit. Prea mulți oameni își dau cu părerea, în sens negativ, eu cred că este un atentat real la viața economică a României, Constanței în special, și când spun asta, îmi asum ce spun. De ce? Pentru că eu nu cred că într-o situație ca a noastră, în care toată lumea este atentă la fiecare cent, ne putem permite, ca pe canale de televiziune și online, chiar și pe YouTube, am văzut zilele trecute, să asistăm neputincioși la o campanie agresivă împotriva litoralului românesc. Eu închei acest segment spunându-vă că litoralul românesc, conducerea apelor române pe Constanța, a fost schimbată, a venit un tânăr extrem, extrem de albinuță, cum îmi place mie să spun, probabil că este energia începutului, care a făcut nisipul ca în palmă, atenție, și asta o voi dovedi cu filmulțe scurte, pentru că așa cum vedeți, oamenii nu mai au răbdare să ne urmărească, suntem în era, după ce Facebook-ul a condus detașat, am intrat în era Instagram, care înseamnă 90% de imagine contrafăcută și oamenii s-au obișnuit cu asta. Omul nu mai vrea o piscină, vrea două. Omul nu mai vrea o mașină nemțească, vrea două mașini nemțești să le sudeze una de alta să fie cât mai lungă. Omul nu mai vrea un P plus 1, vrea P plus 3. Fetele nu mai vor să fie deloc naturale. Și iată, am trecut în TikTok, adică am 15 secunde să te ceri cu mine sau am eu 15 secunde să-ți iau banii ție. Da, apropo de luat banii și de furat starturi, nu credeți că există și riscul să deschizi prea devreme plajele, să-ți vină toți turiștii și după aceea să te transformi într-un focar de COVID și să-ți ruineze turismul și faima? Foarte corect pusă problema. Se întâmplă. Foarte corect pusă problema. Astăzi ați auzit probabil cu toții ce e... Gabi știe că e partenerul meu la cafea, dimineața a fost, că am cerut scrisul, s-a dovedit că urmare meciului, ultimul meci cu Atlanta, cu Spania, Italia, ca să spun două echipe de fotbal, s-a dovedit științific că au fost 400 de morți declarați ca urmare acelui eveniment sportiv, au ajuns, s-au făcut anchete. Există, dragul meu, Oleg, pericol și dragii mei prieteni români de peste tot în lume, pericolul este peste tot. Am uitat mult prea ușor, într-o săptămână deja, că eu, tu, voi, familiile noastre, afacerile noastre, țările noastre, sunt în stare de alertă. Nu este nimic normal. Viața noastră nu este normală. Viața economică este halucinant, puternic zdruncinantă, fără niciun fel de măsură concretă. Și credeți-mă, îmi pare rău că spun asta. Mi-ar fi plăcut ca acum să desfacem o sticlă de șampanie și să spunem, wow, începem 1 iunie, începem să câștigăm bani pe litoralul românesc. Am să spun, da. Nu, termină, am să spun ceva ce trebuie să știți cu toții și eu recunosc că este o grabă, dar este o grabă calendaristică, pentru că trebuie să știți cu toții. Există o lege pe care nimeni nu o respectă în România. Legea spune ca pe 1 mai toate unitățile, toți operatorii de turism
de pe litoralul Mărinegre să spună start, nu s-a întâmplat niciodată. Calectaristic vorbind, noi începeam să facem organizare pe plaje, vorbesc, pentru că să nu uităm că anul trecut, de exemplu, am făcut a patra ediție a celui mai mare festival culinar cu un succes de casă spectaculos, cu zeci de mii de oameni în Mamaia Nord. Anul ăsta l-am amânat din păcate, așa cum Neversea, de exemplu, cred că îți va amâna. De ce? Și vreau să-i laud pe băieții de acolo, care ei au donat către spitalul de campanie anti-COVID de pe un stadion de aici, din Constanța, au dat tot ce au avut, de la aparatură până la saltele. O mare parte a acestui spital este pus la punct datorită băieților de la Neversea, pe care îi iubesc, un motiv în plus. Ce vreau să spun concret este faptul că noi oricum în România, sezonul concret calendaristic de 10 ani încoace, chiar mai bine, începe undeva pe data de 1 iulie. Eu vorbesc economic. Cu mine o să vorbim despre cifre, despre grafice, nu despre altele. Economic vorbind, sezonul începea pe încasări undeva pe data de 1 iulie și se termina pe 1 septembrie. Un lucru vreau să spun și seara la sectorul Horeca, să zic așa, prin alte țări, fiindcă și am văzut aproape toate țările din Europa, nevastă se întâmplă că lucrează în domeniu, a rămas fără loc de muncă vreo două luni de zile și am fost așa de bucuroasă săptămâna trecută că a fost chemată la lucru mai bucuroasă ca și atunci când a fost în fața altarului, vă spun sincer. Și chestia asta spune foarte, foarte mult. Aceleși probleme, mă nu să mă puțin, sunt și în Suedia. Și Suedia, rețineți, nu a luat măsurile care le-a luat România. Dar sectorul turistic per ansamblu a fost grav lovit, nu numai în România, a fost lovit în Italia, în Suedia, în Germania, etc., etc. Deci tot este. Sezonul estival, benzina, motorina care se vinde pe autostrăzi, benzineriile, toate micile afaceri care merg către o destinație turistică, toate au de suferit. Cum ai putea structura, Nelu, câteva puncte, niște măsuri concrete pe sectorul Horeca? Păi, în primul rând, marea bombă este că taxele n-au scăzut deloc. Marea bombă este că Apele Române, de exemplu, ca o instituție a statului român, continuă să taxeze și în aceste luni de pandemie cu niște sume fabuloase. Fabuloase. Atunci când ați auzit despre România că șezlongurile sunt scumpe, că o cafea este nepermis de scumpă sau o bere este nepermis de scumpă, trebuie să știți, oameni buni, adevărul gorgoluț, ca un om care face balanțe, bilanțuri, oftez. Nu ați vrea să știți de ce oftez. În sfârșit. Spun doar că aceste prețuri exorbitante sunt rezultatul matematicii aplicate de statul român, care prin diferite instituții, și mă refer aici de la Apele Române, de la Garda de Mediu, de la DSV, DSP, primărie, bineînțeles, cu două taxe, aplică niște impozite și taxe spectaculoase, nu vreți să știți, undeva. Eu am făcut calculul și l-am și exercitat pe sticlă, pentru a deschide, de exemplu, un beach bar de vreo 60 de metri pătrați cu șezlonguri cu tot, la start îți trebuie cel puțin 100 de mii de euro. Ok, mai departe. Măsurile care pot fi luate sunt măsuri în comun pentru prima oară în istoria României. Mi-ar plăcea să văd la aceeași masă, mi-ar plăcea să văd, asta înseamnă că nu am văzut, toate părțile implicate. Și mă refer aici, în primul rând, la autoritatea locală. Și aici fac o mică paranteză. Dezamăgirea mea totală a fost că în această pandemie primarii orașelor noastre nu și-au luat rolul în serios. Nu mă refer la Constanța, sau nu numai la Constanța, dar a lipsit cu desăvârșire din prim planul pandemiei cei pe care noi i-am ales, cei care ar fi trebuit în mod serios să gestioneze. De la numirea, dacă vreți, a managerilor de spital, care a fost principala problemă a mortalității, până la ce se întâmplă astăzi, cumpără-ți mască, că eu n-am de unde să-ți dau, până la lista incompletă a celor care se întorc în țară, a problemelor românilor cu reale probleme.
Hai să vorbim despre soluții, pentru că până la urmă rolul nostru în poveste este să găsim soluții. Soluția proprie și personală este că eu personal, împreună cu echipa mea, am trimis 24 de măsuri listate concret către guvernul statului român. Multe dintre ele am văzut că se regăsesc în proiect. În primul și în primul rând va trebui să plecăm de la un calcul real. Deci paradigma asta câștigi-câștigi care a funcționat atâția ani de zile se transformă în paradigma pierzi-pierzi. Va trebui să învățăm să și pierdem, pentru că din păcate în economia românească, dacă vorbim pe litoral, lucrurile sunt clare. Vă atrag atenția că ar trebui să fiți câteva secunde mai atenți ca până acum. În tot ce înseamnă economie pe litoralul românesc, nu există stat. Toate serviciile, absolut toate serviciile, sunt servicii private. Mai puțin techeriolul, care acolo vorbim de sănătate, și am să vedeți într-un episod viitor că mă voi focusa pe el, pentru că vorbim de aur negru nefolosit, așa cum cred eu că trebuie folosit. Oameni buni, vorbim de paradigma pierd-pierzi. Doar că această paradigmă există doar în manualele de economie. De ce? Pentru că într-o pierdere în COVID, noi vorbim despre pierderea banilor noștri, iar autoritățile românești vorbesc tot de pierderea banilor noștri. Ați înțeles care e mesajul? Deci, oricum ai dau, orice calcul ai avea, cel care pierde este fix întreprinzător. Nu mai spun de situația clară de nemernicia celor care în pandemie veneau și băteau la ușă, mă refer la ITM, mă refer la alte instituții de forță ale statului, care și atunci când trebuia să-și vadă de treaba lor, să se dezvolte proiecte, ei veneau în control. Adică, la momentul ăsta, măsurile sunt cel puțin unele bâlbâite. Am să vă spun ceva și am să vă fac și dovezi. Noi suntem pregătiți să dăm drumul în seara asta. Noi avem oameni care muncesc de 3 săptămâni pe nisip. De ce? Pentru că neavând un calendar concret, imaginați-vă ce se întâmplă că dacă chiar se dă drumul pe 1 iunie la terasă. Un lucru care nu este foarte clar. Noi suntem acum în ipostaza de a angaja oameni calificați, de a-i scrie în revisal, de a face ITM-ul, siguranța de urgență, toată documentația atât de stufoasă pentru fiecare om angajat, ba mai mult, trebuie să-mi iau fond de marfă. Imaginați-vă la ce cacealma se joacă cu noi, în jocul ăsta stupid, între statul român, care nu contenește să fie, nu cetează să fie un stat comunist. Vă atrag atenția și v-am rugat să fiți atenți. România, încă o dată și încă o dată, încearcă să clădească o economie reală, democrată, o economie a competenței, având la bază o temelie comunistă. Că altfel, cum se pot numi aceste ordine date peste noapte, care n-au niciun sens? Adică ordine care, în mod natural, trebuie să ne protejeze interesele de sănătate, dar în subsidiar să aibă și ce? Protecția celui care plătește, acelui element din societate care este singurul care generează sume fără dobânzi. Este halucinant ce vă spun. Statul român, când a spus că este în insolvență, n-am exagerat cu nimic. Pe data de 20 martie, anului de grație 2020, eram să zic 2020, mi se pare incorrect când scriu 2020. Pe cuvântul atât de tare m-a obsedat nebunia asta. Deci, în luna martie, statul român a încasat miliardele de la impozitare, da? În a doua zi, imediat, acești coși s-a golit de tot. Noi, într-o singură zi, am plătit tot ce a încasat statul român. Unde, o să mă întrebați? Onor bugetari, că au muncit, și, bineînțeles, pensiile, culminând cu pensiile speciale. De statul român, în a treia lună a anului 2020, a ajuns ca toate încasările să fie plătite a doua zi, fără să rămână niciun cent în visteria statului. Pentru ce? Pentru investiții. După care s-a discutat la Comisia Europeană și s-au alocat câteva miliarde, zeci de miliarde pentru toată Uniunea și câteva miliarde pentru România.
Și nu mai spun că statul român atât de bine a gestionat situația asta, încât prin martie a putut să-și ajute frații latini trimițând echipe de medici în Italia. Peste o lună a trimis la frații de peste Prut 52 de medici și 3 milioane jumătate ajutoare. E adevărat că 7 medici s-au întors infectați de acolo. Și azi am auzit că trimit medici în Statele Unite, nu știu care stat acolo, ca să-și ajute verii americani. Deci avem un număr mic de infectați, număr mic de bolnavi, deci statul român și-a făcut bine datoria până acum. Și dumneavoastră spuneți că acolo pe litoral, în domeniul Horeca, nu există statul. Există statul. Există prin infrastructură, există prin asigurarea ordinii publice, prin impozitare, din care impozitare e asigurată, iată, și medicina, și poliția, și jandarmeria, și funcționarea greșit. Statului. Ăsta e rolul statului, greșit. Nu? Greșit, ascultă-mă puțin. Eu nu, facem o politică constructivă, sper că nu te deranjează modul meu agresiv de a interveni. Dacă te deranjează, îmi cer scuze, am făcut. Eu încerc să apăr și eu partea adversă, că nu avem o reprezentant acum. Dragul meu, fericitări, dragul meu, eu nu sunt aici o văduvă să-mi plâng ca dragul meu economic. Eu spun doar că dacă dintr-un coș s-au plătit din el salarii și pensii, dăm voie să spun că tu vorbești despre sumele strânse în economia. Atenție, în primul trimestru, nu uitați că s-a declarat ca România fiind campioana economică a Europei. Eu spun ca a planetei, dar ba mai mult a galaxiei. Înțelegi ce spun? În condițiile în care eu, partenerii mei, am auzit asta la televizor, am simțit asta pentru că ne-a spus-o domnul Câțu. În mod natural, eu ar trebui să vi se spun. Este spectaculos ce s-a întâmplat în România. Iată, pătura de mijloc simte că România se dezvoltă. Ai înțeles ce spun? Eu nu vorbesc de protocoale medicale pe care noi suntem obligați să le respectăm. Atenție ce spunem. Putem discuta despre fiecare pas în parte care spui tu, Italia, Moldova și Statele Unite acum, vorbim în primul rând de niște protocoale încheiate anterior, așa cum noi atunci când ne-au luat, a fost nenorocirea de la colectiv, am avut sprijinul întregii planete, iată, ne permitem să ne împrășem. De ce îți spun asta? Pentru că nefiind medic, pot să spun că toate aceste cifre vehiculate în online sunt mincinoase și nu că suferă de șenarită. Și pentru faptul că persoana de fața ta suspectă de COVID n-a fost niciodată probată. Testată. Ai înțeles ce spun? Și ca mine sute și ca mine mii, cum poți să ai o ecuație corectă când din ecuație lipsește subiectul, este exact cel pe care îl numeri. Cum poți să spui tu că ai atâți? Păi hai să spun ceva. În schimb, azi a murit o soră medicală de la Botoșani care a fost testată negativ de două ori. Se mai întâmplă și erori. Aș vrea să mă opresc din aprecierile medicale. Testele erau chinezești. Eu spun cu prietenie că am trecut, Gabi știe despre ce vorbesc, eu am trecut prin povestea COVID personal, dragul meu coleg, și astăzi iese pe sticlă un mare special și spune: prieten, dacă vreți să scăpați de COVID, faceți sport. Adică în sfârșit, după ce ne-au dat paracetamol, după ce bagi ventilatoare, îți dai seama că de fapt tratamentul este greșit și trebuie să faci anticoagulant, și acum spune că organismul uman poate lupta împotriva COVID. Într-o altă emisiune, că nu vreau să discutăm, nu eu exact, sunt actorul principal în seara asta, exact. Despre economia care va să vină, îl felicit pe domnul Ludovic Orban că a avut puterea să spună că suntem bine. Atât tot. Dar cât e până la urmă ponderea turismului și Horeca în toată economia românească? Ca să înțelegem cât de important e ce discutăm acum. Răspunsul este extrem de lung. Ok, nu putem zice un sfert, o treime, jumate, nu? Nu, avem, în PIB avem, spune exact, în PIB avem 1,5, stai liniștit, nu, spune exact, 1,4,5, ca să spune așa, da? Însă, dragul meu, un pahar de hârtie de unică folosință nu înseamnă Horeca. Un itemist care îmi face dosarul pentru bucătar nu înseamnă Horeca. Un contabil care îmi face
Recetarele pentru restaurant nu înseamnă Horeca. Smiley nu înseamnă Horeca. Never see nu înseamnă Horeca. Înțelegi ce spun? Horeca este doar un element dintr-un puzzle extrem de mare. Nu există nimic. Nu este nimic care să nu aibă legătură cu Horeca. Și aici pot să dezvolt. Chiar și emisiunea asta noastră, putem să spunem că nu-i Horeca, că nu-i partid, că nu-i televiziune, dar iată e și una și alta și a treia. E adevărat. Știi ce se întâmplă? Suntem într-un fel sau altul într-o mie de calcule fără răspuns. Eu vă spun sacadat, cu responsabilitate. La momentul ăsta, cine ne poate spune ce se va întâmpla peste 3 luni, este un farsor. Eu spun cu tărie că toate datele acumulate de noi, toată experiența noastră acumulată în ultimii 30 de ani, este lovită de nulitate în fața unui fenomen de necontrolat. Și nu mă refer la cel medical. Veți vedea despre ce vorbesc. De ce? Anul trecut pe vremea asta am ajuns să dăm pentru un bucătar bun undeva la 2000 de euro mai. Dă voie să spun că negocierea mea trebuie să fie de altă natură. De un procent din vânzări, trebuie să regândim toată paradigma, tot spectacolul ăsta absurd pe care noi îl făceam cu o ușurință demnă de drumul mai bun, că de-aia n-au avut sume în portofoliu care să asigure această necesitate, bani de buzunar. Însă, tragedia este atât de mare încât faptul care m-a determinat să nu mai votez în viața mea un tip care a spus aveți și voi 1,5%. Păi stai puțin, cu o lună înainte de declanșarea acestei pandemii, persoana din fața ta, Nelu Cosma, a reușit împreună cu echipa sa, Claudiu, mulți prieteni din industria beauty, să ajungem la domnul ministru și să amânăm acel ordin de ministru nenorocit 15 care a închis într-un fel sau altul toate saloanele astea. Alo? Da, da, Gabi, zi. Eu te aud. Auziți? Da, da. Da, vreau Gabi, ești frumos, te auzim. Nu, am cum îi zice, un vieste pe aici și tot îmi dă pârcoale. Acum ți-ai dat seama? Prea târziu. Eu sunt și alergic, de fapt. Sunt și alergic și de asta mi-este frică. Pe scurt, eu cu Nelu vorbisem, cred că acum o săptămână sau două, niște aspecte pe partea asta de turism și cum încearcă străinii, de fapt, să ne fure nouă românii noștri. Am crezut care... că zici româncele. Am așteptat cu gura căscat. Și, că se poartă. Ideea este în felul următor. Eu citesc presa străină pentru faptul că sunt curios de știri și pentru faptul că vorbesc câteva limbi străine și citesc, bineînțeles. Și credeți-mă că fiecare țară acum, și atenție ceea ce zic, fiecare țară acum, și văd ce se întâmplă pe teren, inclusiv aici în Suedia, oamenii nu-și mai doresc o parte dintre ei să călătorească și își fac planuri de rezervă ca suedezul să-și facă vacanța în Suedia, francezul în Franța, spaniolul acolo, nevastă mea acum dă o chestie, este italiancă și vorbește cu neamurile ei. Și zice, de ce să mă duc la Paris? Păi mă duc la Roma. Zice, țara noastră e frumoasă. Păi, dragi mă, țara noastră... Dacă nici Italia nu e frumoasă... Exact, asta vreau să spun. Deci totul trece pe treaba asta. Și, în subsidiar, dacă țara străină fură turiști străini din România, pe atunci banii respectivi merg în țara respectivă, nu mai rămân în România. Așa este că... doar o ipoteză, Gabi. Gabi, este doar o ipoteză. La momentul ăsta nu se circulă. Da, dar haideți, ce am eu de reproșat? Ce mă face pe mine ca și român? Hai să zicem un pic mai pretențios, chiar dacă sunt obișnuit și cu pot să dorm pe jos, în corci sau așa mai departe. Dacă devine un român mai pretențios, cum îl țin în România ca și turist? Fiindcă am văzut că toaletele sunt cum sunt, ba este aglomerație, ba nu găsești loc de parcare, ba scui pe unii, ba... În Grecia sunt? În Bulgaria sunt? Păi, în Bulgaria, la partea de Varna, încolo de nisipurile galbene, eu nu am fost acolo, tu ești expert. Am fost în Grecia, prin Italia, Franța, etc., etc. Și vreau să zic că calitatea serviciului este mult mai ridicată și, exceptând unele plaje din Italia,
toate plajele sunt mai curate, mai ordonate. Dacă ar exista DSV-ul românesc în Florența, în Milano, unde ajunsesem să ne ducem în fiecare weekend pentru că era mult mai facil, dacă ar fi existat de... A dispărut domnul Cosma, sper că... Mult lăudatul Horeca sau cum să-l numim, ar fi fost închis. Eu ce-o spun din bucătăria interioară, că știu. Calitatea produselor este una spectaculoasă. E adevărat, pentru că una dintre marile probleme ale noastre pe piața internă, nu știu cum Dumnezeu să face, de colac pe care o bei în România sau o băutură carbogazoasă pe care o bei aici, are alt gust ca în Italia. Însă, ce avem noi spectaculos, Gabi, este că la momentul ăsta, câteva paliere neexploatate, și mă refer, dacă vezi, apropo de trend, vorbesc de turismul de sănătate. Dragul meu, am făcut anul trecut, fără niciun fel de legătură cu această boală de acum, niște pachete cu niște grupuri exclusiviste, recunosc, în care am îmbinat turismul de distracție pentru cei foarte tineri, zona de cluburi, așa, cu zona de tratament, cu tratament de frumusețe, mă refer, adică techeghiolul. Și vreau să spun că am avut niște rezultate spectaculoase. Apoi, nu putem compara, Italia este unică, Franța este unică, nu ne putem... Dar dacă ne referim la clientul de clasă medie, pentru că trebuie să discutăm clar, există cel puțin două segmente de turiști. Turistul pretențios, dacă vrei, care este atent la amănunte, dar și la cât plătește, și un segment de client pe care și-l dorește toată planeta, acel client care nu te întreabă cât costă. Înțelegi? Pe mine mă doare cel mai tare că despre România se vorbește având în portofoliu datele dintr-o istorie trecută, recentă, dar trecută. Eu nu spun că suntem perfecți. Doamne ferește, avem o grămadă de lucruri de văzut. Dar, măcar, putem să vorbim despre putința de a face un turism românesc 100%. Și am să spun ceva. Noi ne-au venit deja 3 milioane de turiști. Hai să vedem cum îi gestionăm. Și vorbesc foarte serios. Hai să vedem cum putem. Eu am avut întotdeauna o problemă în discursurile mele cu antreprenorii din turism. Noi nu am avut niciodată, ca români vorbesc, niciodată n-am avut capacitatea să luăm toți banii din buzunarul turistului. Vorbesc de toți banii cinstit, nu de a fura. Să ne înțelegem. Că aici chiar suntem campioni. Însă multe lucruri s-au schimbat, oamenii. Trebuie să înțelegeți că dracul nu este atât de negru, că avem multe de făcut. Însă dacă vrei să spun adevărat, am fost anul trecut exact pe vremea asta în Grecia și în 3 zile am cheltuit 2400 și ceva de euro. Și crede-mă, am dat pe autostradă, că am vrut să mă duc până la Meteora, la greci nici nu se încălzește apa la motor și mai dai la o barieră. Pe când la noi, cu 13 lei, vii de la București, ce se întâmplă? Când am spus că noi continuăm să fim comuniști prin gândire și la plată europeni, asta spun, nu găsim un concept care să îndestuleze statul astfel încât să pot investi sau reinvesti sume concrete în ce vrei tu. Mă înțelegi? Neastră, pentru că sunteți pe malul mării, ați vorbit mai mult despre turismul pe litoral. Totuși, avem munți. Am auzit că s-a deschis Salina Turda azi. Nu e așa că e important și turismul la mănăstiri? Că am auzit că Agenția Turistică a Patriarhiei e prosperă. Noi facem Paștele, vă invit la sărbătoare pascale vinerea viitoare, adică vinerea acum noi ne pregătim să... Asta e stilul răstrăvechi sau ce stil e cu atâta întârziere? Întrebare, câte Paște, câte sărbători pascale sunt în România? Câte vrem. Cât și arhiepiscopi avem. Da, exact. Câți pimeni avem? Hai să facem o glumă, că vorbim despre economie. Să știi că mișcarea managerială este spectaculoasă. Ascultați-mă, da, ce vă spun. Cunosc. Nu uitați că după Paștele Ortodox, clar, urmează Paștele Blajinilor, ca prin excelență românii bagă la acatiste, este ok, toți avem într-un fel sau alt obiceiuri de astea. Însă, din punct de vedere economic, eu îl cunosc personal pe părintele care gestionează, care este, din punctul meu de vedere, oamenii care nu-l cunosc, îl pot, eu nu-l laud, îl spun, dar este un bărbat la 63 de ani deja, care strălucește, să știi, adică nu degeaba
ocupă acest funcție. Tipul, din punct de vedere managerial, este un super erou. Mi-ar plăcea să avem un premier arhiepiscop care să gândească așa. Nu, Doamne, Doamne ferește, vă rog, nu. Sare ateu din mine și adeptul statului laic. Colega noastră de la Craiova comentează, Virgil Nicolae, e adevărat că pandemia a lăsat în stand-by majoritatea domeniilor din economie, însă România este o țară mică, dar bogată în resurse naturale și resurse umane. O țară trebuie condusă ca o casă. Dacă casa ți este frumoasă și bogată, sau dărăpânată și murdară, e mâna gospodarului. Ne trebuie buni gospodari la guvern și mari patrioți. Cum vă pare așa? Atitudine. Turismul în România, tot doamna zice, trebuie foarte mult ameliorat, căci raportul calitate-preț este disproporționat. Și înțeleg și încolo, pe Dunăre, s-ar putea atras, de atras turiștii. Deocamdată nu prea avem așa destinații pentru turiștii de afară, la Cazane, de exemplu. Avem o problemă majoră în matematica noastră zilnică. Relația preț-produs este total necinstită. Iar matematic vorbind, suntem destul de scumpi în comparație cu alte țări, cu alți cetățeni care câștigă mult mai mult ca un român. Aici doamna are dreptate. Ce poate fi spus? Că de fapt doamna ne pune o întrebare cu răspuns încorporat. De aceea va trebui să-i mulțumim și o să rugăm să ne scrie, pentru că scrie frumos. Și da, are dreptate. Ce poate fi mai corect decât o comparație într-un stat și o gospodărie. Din păcate, gospodăriile se mai numesc și Belina, se mai numesc și altfel, și iată, schimbăm sensul proprietății când vorbim de oameni politici. Se pare că tocmai Belina a revenit în proprietatea statului, deci putem vorbi și de bine, nu? Deocamdată. Mihai Cotobei glumește, Paștele Cailor, pe 23 august să-l sărbăm. Am putea transforma o dramă din asta într-un eveniment turistic, ca să zic așa. Lulu Penescu întreabă, cum explică domnul Nelu diferența calitativă a produselor din România de proveniență italiană? Produse din România foarte de simplu. Proveniență italiană? Ok. Foarte simplu. Chiar sunt un bun cunoscător. Eu am luat niște mostre pentru că, auzind din surse, alte surse decât proprii, am vrut să verific. Trebuie să recunosc încă o dată că cel puțin de două ori pe lună eram în Italia. Zona Toscana mă fascinează. Însă, așa cum bine știți, Italia, de exemplu, este într-un fel sau altul, ca producător, destul de inteligent, ca să nu spun mai mult. Există cumpărători care oferă un anume preț, adică mult mai mic decât prețul de circulație, pentru un produs dovedit slab calitativ. Din păcate, eu spun din păcate, pentru unii poate să fie din fericire, organele statului român au întreprins o anchetă anul trecut, iar rezultatul acestei anchete spune că nu este adevărat, că produsele sunt idem cu cele din Italia. Ba mai mult, chiar și aici, lângă biroul meu, sunt magazine care aduc marfă 100% din Italia. Adică dacă ele s-ar... Și atenție, vorbim de același detergent, vorbim de același brand de cafea, de același brand de băutură carbogazoasă, care este, cum să vă spun, nu diferită. Aproape că nu recunoști. Bine, acum, încă o dată, există cerere și ofertă. De-aia spun că, până la urmă și până la urmă, soluțiile trebuie să vină de la noi. În cel mai bun caz, guvernele statelor europene vor trebui să gestioneze eventuale ajutoare pentru resuscitarea economiei. Pentru că pe mine nu se mă trezească niciodată primarul să mă duc la muncă. Pe mine nu se vină niciodată domnul președinte să-mi spună, prietene, pentru că am muncit 20 de ore, îți dau atât. Este vorba de un mecanism intern. Pentru că până la urmă și până la urmă sunt lucruri spectaculoase. Trebuie să știți că în săptămâna care doar s-a încheiat, de în prima zi de săptămână, pe Constanța am avut cele mai mari vânzări comparate cu anul trecut pe data asta. Bine, justificarea este simplu. Oamenii au stat 60-70 de zile în casă, mulți dintre ei bugetari n-au avut pe ce să cheltuie sumele și dorința de a ieși, de a cumpăra
este de fapt o cerință umană, ca să spun așa. Vânzările au fost spectaculoase, cel puțin pe Horeca, aici la noi în Constanța. Am să revin, îmi cer scuze, nu pot fac video, dar e bine că am avut varianta de rezervă. Am văzut un comentariu acolo, nu știu dacă Oleg a reușit să-l citească, și se referea la diferența de produse. Cum sunt produsele în comparație cu produsele din străinătate? Tocmai a răspuns. N-a reușit, Oleg, hai că te explic eu ce sunt în legare. Da. Și încă o chestie, Nelu, că n-am terminat. Cum facem că producătorii autohtoni, în special cei bio, să vândă produse în industria aceasta, în industria de turism, deci o miere de albine, o cașcaval, etc., etc. Cum putem să sprijinim? Fiindcă noi, ca și Vers, sprijinim fermierii. Da, este una dintre propunerile mele făcute, având modelul bulgăresc la îndemână. Ce se întâmplă în Bulgaria trebuie să fie copiat, am să vă spun ce se întâmplă. Eu, de regulă, în weekend, atunci când aveam liber, plecam undeva pe la Pomorie. Pomorie este lângă Burgas, destul de mult de mers de aici, dar am preferat să am un loc unde să mă pot odihni cu familia. Nu mai spun ce investiție nemțească nu o să avem noi, cred că prea curând, în sfârșit nu mai comentez, pentru că, sincer să vă spun, fac o mică paranteză, nu mai vreau să fie, m-am săturat să tot auzim și să facem același lucru pe care îl face toată lumea. Hai să găsim soluții, hai să strălucim noi și hai să încercăm să schimbăm această realitate care devine bolnăvicioasă. Și am să vă dau și un exemplu bulgăresc de data asta. Mari resorturi din Bulgaria au contracte pe termen lung cu producătorii de toate, de la castraveți roșii până la fructe, legume, contracte pe 15-10 ani de zile care decurg cam așa. În luna septembrie, atunci când sunt nevoie de investiții, este nevoie de mari investiții în agricultură, hotelierul îi dă un avans cu contract fermierului, care acoperă, într-un fel sau altul, tot necesarul ca produsul să fie unul de calitate, iar apoi, începând din luna martie, aprilie, pentru că, din fericire pentru ei, din părere de rău pentru noi, cu cât pleci mai mult spre greci, știți foarte bine, gradele cresc și vorbim de un segment de turism, că și aici marea problema turismului, nu numai teritorial, este că la noi este foarte scurt, în comparație cu Antalya, cu Turcia, unde faci 7 luni, 8 luni de zile, la noi am rămas la 2 luni de zile, hai să fim serioși. Ori asta, ca să poți amortiza investiția, îți trebuie timp. Ori timpul lipsește și atunci, iată de unde apare și mărirea unor prețuri, pentru că ești obligat ca într-o perioadă scurtă să recuperezi măcar investiția și, din nu-i așa, să generezi profit. Și vorbeam de exemplul bulgăresc concret. La ora 5:30 de dimineață am văzut cum vin cârduri de mașini și aduc ba roșii, ba pepen, ba toate fructele. Și astfel bucătarul bulgar nu mai spun de fructele de mare, boloca pe partea asta. Pe când la noi lucrurile, într-un fel sau altul, sunt greu de controlat. Apropo de calitatea produselor, am avut ca termen de comparație Italia și mi-a spus proprietarul de restaurant din Italia că dacă el află clientul că are marfă congelată, nu mai intră la el, pe când la noi, hai să fim serioși, marea parte a mărfii este congelată, asta și prin măsurile impuse de diferite instituții ale statului, pentru că până la urmă și până la urmă nu vorbește nimeni despre calitate cruntă. Nu numai în Horeca, ci în toată industria de turism. Există grafice de control, există o agresivitate a organelor de control justificată, dacă vreți, de aceea oamenii nu înțeleg. Noi suntem mult mai pregătiți decât restul Europei dacă vorbim despre sănătate. Atenție! Nu ești o nebunie ce spun. România, litoralul Mării Negre, turismul, un turism atât de controlat. Nu uitați că în luna februarie a fost o nenorocie cu deratizări și s-au murit niște oameni. A fiecare unitate a fost luată la puricat. Noi în România avem avantajul că fiind controlat mai mult decât alții, din punct de vedere sanitar, stă mult mai bine. Colegul nostru Mihai Cotobei comentează: prețurile sunt normale, serviciile și atitudinea nu sunt ok. Atitudinea foarte personalului. Felicitări. Foarte corect. Cel puțin până anul ăsta, pentru că subliniez, dragilor noștri privitori, că paradigma se va schimba. Ascultați-mă ce vă spun.
vă rog să rețineți, nimic din ce ați trăit, chiar și în turism până la anul ăsta, n-are cum să se repete. Ascultam hotelieri care se băteau cu pumnul în piept, spuneau că într-o singură zi vor avea două serii, adică cei care pleacă, este inacceptabil, este imposibil. Oamenii ăștia, mulți dintre ei, au senzația că începe un sezon în 2019. Totul se va schimba, ascultați-mă ce vă spun, normele, iar entitățile de control vor fi foarte agresive, ascultați-mă ce vă spun. Nu își permite nimeni să mai pună o ștampilă din partea unei instituții, de DSP-ul, adică fostul Sanipid sau DSV-ul, să mai pună ștampila fără să fie foarte atent. Imaginați-vă că acolo vor muri oameni. Deci nu este de glumă, noi vorbim despre, de fapt, despre o distracție având deasupra noastră această pandemie. Vorbim despre de a merge într-un concediu din care dorim să ne întoarcem relaxați, pentru că titulatura concediului este, de fapt, despre sănătate, despre relaxare, nu despre îmbolnăvire. Va trebui să vedem, va câștiga cel care va înțelege până la urmă că nu este de glumă, oameni buni. Ceea ce prin necazul prin care încă n-am scăpat, prin care am trecut până acum, este unul extrem de serios. Faptul că România a avut noroc și guvernul a făcut ce trebuia să facă, în sensul că a scos copiii de la școală, pe noi ne-a băgat în case cu amenziile astea care și-au făcut efectul la momentul start, ne face să ne clasăm destul de bine matematic. Nu vreau să ne comparăm cu celelalte state vecine, că nu stăm chiar atât de bine. Dar la modul declarativ, senzația de liniște și de satisfacție este destul de prezentă în rândul cetățenilor români, să știți. Doru Rebenciuc zice, n-avem infrastructură ca să avem turism dezvoltat. În Grecia insulele au statut special, inclusiv Creta. Infrastructură și statut special înseamnă altceva, nu? Bineînțeles, înseamnă că fiecare OAT, da, cum să spunem, unitate de măsură teritorială, răspunde într-un fel sau altul, exact de aceea a spus doamna mai devreme, de o grada sa. Spuneam, păi vedeți cum îmi dau oamenii dreptate, spuneam despre o economie cu temelie comunistă, că altfel cum se poate numi ca cineva de la înaltul scaun al guvernului să dea ordine unui întreprinzător. Eu nu spun să nu se creeze reguli, să nu se creeze legi, să nu se creeze calendare. Dar de aici până, eu nu vorbesc de pandemie, eu vorbesc de viața de zi cu zi a unui agent economic care este într-un fel sau altul, sau nu, a celui care îl controlează, să ne înțelegem. Și nu mă refer aici la chestii banale. Avem exemple concrete, personale, nu vreau să le fac publice, că sunt catastrofale, dacă vreți. Societate care mi-a luat loc întâi pe țară cu activitate în Italia pentru un control făcut strâmb de un inspector, a trebuit să dea 400 ceva de oameni afară. Este spectaculos. La noi, într-adevăr, structura organizatorică lipsește, pentru că tocmai le spuneam privitorilor noștri că, cel puțin pe litoral, de la Mangalia până la Vadu, avem 4-6 benzi de circulație ca în palmă. Dacă, să mă scuze, poate n-au mai fost de mult în România. Este una dintre problemele care mă lovesc zilnic. Este bine să vorbim despre lucruri pe care le cunoaștem. Da, avem o mare problemă cu calitatea celor care ne servesc, care ne-au servit, oameni buni. Vedeți cum vorbim din amintiri? Nici acum nu putem avea o discuție corectă și concretă bazată pe realitatea asta actuală în care noi vorbim. Noi vorbim de niște unități închise. Ce să-i răspund, dragul nostru privitor? Că va veni ospătarul îmbrăcat în combinzon de cosmonaut, cu mască pe față, cu mănuși. Despre ce să mai vorbim, despre amabilitate? Bună ziua, vă rog să vă scoateți masca. Hai să fim serioși. Am pretenția de la cei care ne urmăresc că sunt oameni care înțeleg ce se întâmplă pe planetă. Nu mai putem să stăm la coadă la ofiții, să-l gâdilăm la călcheie pe Michelangelo. Nu se mai poate. Lucrurile astea se vor schimba radical. Am văzut niște măsuri halucinante. 6-8 clienți la masă. Oameni buni. Păi dacă respectăm distanțele sociale, atât de ciudat sunt distanța socială. Pentru ce o fi spus distanța socială? Că nu prea înțeleg. 1,5. Păi dacă ai 8 oameni la masă, trebuie să am o masă de cât masa de tenis, de masă, ca să pot servi masa. Sunt încă o dată habarniști care fac reguli și asta este dureros și prăpăstios. Iar vis-a-vis de măsurile economice, dragul meu Oleg, dragii mei prieteni, mie nu-mi face plăcere să vorbesc despre asta, dar nu este un strigăt, este un urlet de durere. Trebuie să înțelegeți că avem 700.000 de șomeri în Horeca. Oamenii vorbesc despre povești, ceea ce este foarte grav și nimeni nu vorbește, de cuantumul chirilor care, iată, nu scad.
de cuantum autorizațiilor, care iată nu scad. Adică suntem într-un paradox. Pe altă parte, nu avem de 90 de zile niciun fel de încasare. Pe altă parte, facturile ajung la maturitate și trebuie plătite, pentru că ați vine executorii. Eu, dacă întorc camera acum, vă arăt doi munți de notificări din partea ANAF-ului către clienții mei. Executori sinite se numesc. Adică după ce ne-a luat Dumnezeu sănătatea, echilibru, acum vin și ne iau și bunurile. Nu este puțin cam mult? Totuși, dumneavoastră aveți și calitatea de politician și vreți să candidați. Poate vă gândiți la soluții și pentru cei care ziceți sute de mii de șomeri sau unii care nici nu pot lucra, deci categorii sociale și mai vulnerabile decât antreprenorii, care în mod sigur au undeva niște rezerve într-un cont bancar, niște chestii de aur, o mașină, un telefon, un iPhone de vândut. Dar unii au terminat produsele în prima săptămână. I-am spus lui frate meu, care e artist din capul lui, PFA, zic, uite, ai ocazia să ceri de la stat bani ratați. El a zis, nu, eu o duc destul de bine, să duc alții care n-au. Și am rămas uimit. Oare câți dintre antreprenori gândesc așa ca el? Că nu, sunt unii care chiar au nevoie de asistența statului. Foarte puțin, foarte puțin. Foarte puțin sunt în live, să știi. Putem să facem niște concluzii și să închidem ca să rămâneți nu, cu nu, familia. Nu. Eu, tu calendarul stabilești tu. Hai să-ți explic. Avem o oră vorbită ca și cum am împlinit planul cincinal în fix cât a trebuit. Ok. Tu îmi spui că tu ești moderator, eu sunt un umil și elev ascultător. Ai pomenit de calitatea mea de om politic. În primul și în primul rând eu am făcut ceva, dacă o să ai cu răbdarea și pe această cale le transmit și celor din diaspora și nu numai, că începând de aseară, personal, n-are nicio treabă cu politica. Hai să spun ceva, Oleg, Oleg, dragul meu, este urât să plusăm pe politică, chiar dacă suntem oameni politici care ne dorim în această țară. La momentul ăsta lucrurile sunt atât de ciudate și dumneavoastră că reacția poporului la spectacolul Parlamentului este pe măsura mizerilor de acolo. Da, ce am făcut eu, Nelu Cosma? Am făcut un program pro bono de informare și de ajutorare a celor care se întorc în țară. Pro bono, am spus. Și aici mă refer de la simple probleme întâlnite zilnic, cadastru, topometrie, că am terminat studiile, până la dezbatere de moștenire, afaceri și toate chestiile astea. În fiecare seară, în seara asta nu, că am vorbit destul pe sticlă, dar de mâine seară continui programul meu de la ora 21 și invit pe toți cei care sunt alături de noi să urmeze sfatul meu, care sună cam așa. Folosiți-mă! Din punct de vedere a partidului pe care reprezint, Partidul Verde, eu am un proiect de care probabil că nu ai auzit, Gabi cu siguranță și domnul Florin Călinescu a auzit. Eu lucrez la un proiect spectaculos, se numește Revoluția Administrativă. Este un proiect de interes național care schimbă într-un fel sau altul relația necinstită între cetățean și autoritatea locală. Iată, ați stabilit și tema următoarei întâlniri, care sper să fie cât mai devreme, dar cel mai probabil la vară. În timpul liber să vorbim și despre planuri de când o să ajungem noi verzii la guvernare. Stimate nu, domnule... Cosma? Eu intervin și eu. Da, ai apărut și tu, ai înviat. Eu stat acolo într-un cot ca și paianjenul. Ok, da, eu zic să lăsăm și omul să se odihnească. Da, nicio problemă. Mă trezesc cu tine, mă culc cu tine. Stai de tine. Trebuie să fac tumbe aici cu viespele care e aici în mini-studio. Bun, dar e bine că terminăm cu zâmbetul. Te aleargă dispia să înțelegem? Nu, pe bune. Deci eu i-al două... Băi, frate, dacă vorbești prea mult de al bine... Cred că l-aș înțepat că nu vrea să pornească, nu vrea să pornească camera să nu-l vedem umflat. Da, care faza cu Gabi este că tare trage tare cu apicultorii. Ia, hai să te vedem. Da. Exact. Se răzbună bietele insecte. Mai am 4 ani de zile ca să iau antidotul, să zic așa. Deci vorbesc la modul serios.
Ești singurul cetățean al planetei care știe că va supraviețui COVID-ului. Te felicit. Mulțumesc, mulțumesc. Optimisticism se numește asta. Exact, exact. O întrebare, Nelu, eu vreau să începem emisiunea, nu știu cum facem, că suntem ocupați în legătură cu educația antreprenorială și dacă emisiunea care vrei să încep este exact despre treaba aia, atunci este super. Și cred da, Gabi, nu vorbim. Hai să încheiem, că s-ar putea să nu vreau să plictisim. Vreau doar să spun ceva real. Doar în ultima săptămână am 4 cetățeni români întorși în țară care au avut mari probleme atunci când au început cu stângul, ca să spun așa. Eu am pomenit, am avut chiar un invitat, un tip spectaculos din Londra a venit cu ceva bănuți. Adică, în primul și în primul rând, mi-ar plăcea să stabilim, și atenție, nu vorbim despre lecții de antreprenoriat, sunt atâția guri economici care vin de pe toată planeta și ne spun, am văzut pe cineva care vorbea despre cum să scăpăm de pandemia economică. Oameni buni, nu avem nevoie de factor, avem nevoie de o relație cinstită între noi. Eu vorbesc despre un pachet de supraviețuire în sensul de a ne ajuta reciproc într-o mare necunoscută, având la bază experiența noastră, cunoștințele noastre, bazate pe realitatea actuală, nu pe ficțiune, putem să ne ajutăm între noi. Cu un singur amendament, să vrem să o facem cinstit și să ținem cont că cel din fața mea este la necaz. Dacă nici la necaz nu ne ajutăm între noi, lăsați, vom face și politică, vom avea și mari partide, vom fi și primari, vom fi și președinți. Dar până atunci trebuie să supraviețuim acestui dezastru, oameni. Perfect, de acord. Mulțumesc, Nelu. Mulțumesc, coleg. Mulțumesc și eu. Amândurora ne vedem când ne întâlnim. La revedere. Exact. O seară bună, vă salut cu drag.